cei din județul Timiș, din județul Dolj, din Sibiu, care frumos a început, frumos trebuie să termine, și invitații din diaspora, cei din Serbia și din Republica Moldova, din raionul Bălți. Așa cum știți, festivalul este structurat pe 7 secțiuni tematice: artele religioase, literatura populară, artele muzicale, artele coregrafice, cele plastice, în care meșterii își vor arăta îndemânările, și artele mecanice. Anul acesta vom avea și niște concerte în plus față de recitalul, să le numim, susținute de artiștii sibieni Robert Dârnăveanu, Mariana Angel și Sebastian Stan, iar din partea Timișului, domnul Florin Pistrilă, câștigătorul din anul acesta al concursului lor local numit Lada Cuzestre. În ziua de luni îl vom avea pe Nicolae Furduiancu, alături de grupul Crai Nou. În același timp, cei din Republica Moldova, cu ansamblul Doinița, vor susține un recital de dans și cântec popular, și cei din Serbia, din raionul Zeicevi, vor avea și ei un moment artistic. Din Dolj mai este ansamblul de joc Trandafirul din Dăbuleni și călușarii din Giurgița.